Verben, numărul 1 în tratamentul T1. Bună seara, doamnelor și domnilor, vă spune Ovidiu Ghinea la prima întâlnire din această săptămână. Iată că după Indagra, practic, continuăm maratonul emisiunilor. Mă bucur că ne-ați urmărit și de la Romexpo. A fost, într-adevăr, o ediție interesantă. Probabil că mulți dintre dumneavoastră, neputând să ajungeți la târg, la expoziție, v-ați luat informațiile de la Agro TV, din transmisiile noastre directe, din emisiunile realizate de către mine și colegii mei. Vă mulțumim încă o dată că urmăriți singura televiziune de agricultură din România, atât la televizor cât și pe întreg canalul nostru media. Ne puteți așadar vedea pe Facebook, pe YouTube, pe TikTok, de asemenea puteți viziona și vedea întreaga noastră activitate și pe site-ul Agro TV. Bun, asta a fost la Indagra, continuăm așadar emisiunile dedicate fermierilor și nu numai fermierilor, pentru că nu putem vorbi despre agricultură strict adresându-ne unui singur segment, tocmai de aceea revenim cu o temă interesantă și absolut necesară, aceea a asigurărilor agricole. Am văzut ce s-a întâmplat în această vară, când grindina și nu numai grindina și alte fenomene meteo extreme au pus la pământ munca unor fermieri, muncă practic compromisă în anumite locuri în totalitate. Atunci cei care nu aveau asigurări făcute, cu siguranță că tânjeau după așa ceva. Tocmai de aceea cred eu că paza bună trece primejdia rea și e bine încă o dată să vă reamintim avantajul acestor asigurări, pachetele pe care le oferă companiile de specialitate și de aici încolo cred că lucrurile sunt mult mai clare și mai simple pentru fiecare dintre noi. Tocmai de aceea l-am invitat alături de mine în această primă oră de agricultura la raport pe domnul inginer Horia Lupu, director general al Agra Asigurări. Bună seara și mulțumesc pentru prezență, pentru participare, domnule Horia Lupu. Bună seara, bună seara! Bun, haideți să începem printr-o scurtă introducere, să dăm o definiție a riscului de îngheț. Eu m-aș hazarda să spun așa mai multe vorbe, dar dacă am apelat la profesioniști, o să vă rog pe dumneavoastră să faceți lucrul ăsta și să vedem când poate fi declarat acest risc de îngheț. E un fenomen climatic frecvent în România, având un impact semnificativ asupra culturilor agricole. Acest risc afectează culturile într-o varietate de stadii vegetale, fiind o amenințare constantă pe toată durata sezonului rece. Vă rog! Da, bună seara încă o dată! Mulțumesc mult pentru invitație. Vă mulțumesc pentru deschiderea dumneavoastră de a aborda acest subiect care, din punctul meu de vedere, este foarte esențial pentru fermieri din România, asigurarea culturilor agricole. După cum ați spus și dumneavoastră, ați menționat deja, în această seară am să mă axez doar pe un risc, nu o să mai discutăm despre produsele de asigurare și o să discutăm despre riscul de îngheț, care risc de îngheț se poate subscrie atât la culturile de toamnă cât și la cele de primăvară.
Ca și definiție, definiția din punctul nostru de vedere este foarte simplă. Riscul de îngheț se referă la scăderea temperaturii aerului de lângă sol, la circa 2 metri înălțime, sub 0 grade, în conformitate cu măsurătorile Administrației Naționale de Meteorologie. Produsele de asigurare ale companiei AgroAsigurări includ acoperări specifice pentru diverse tipuri de îngheț, împărțite în funcție de culturi, la fel cum am menționat un pic mai devreme, culturi de toamnă sau de primăvară, iar în minutele care urmează o să încerc să detaliez gradul și criteriile de acoperire, tipurile de îngheț și procedura de despăgubire pentru daunele produse culturilor de toamnă, dar și celor de primăvară. Vă rog. Da, subiectul poate părea destul de simplist, ca să zic așa, dar am să fac o descriere scurtă. În portofoliu AgroAsigurării avem câteva produse în care se poate acoperi acest risc. Aici discutăm despre Agrar Basis, produsul de bază al companiei, unde ne vom axa strict pe culturile de toamnă, dar și pe cele de primăvară. Mai avem produsul de asigurare pentru vițe de vie universal, unde se poate asigura riscul îngheț târziu de primăvară, dar la fel mai avem un produs de asigurare care se cheamă sfeclă de zahăr. Este un produs din nou separat și gândit pentru fermierii din România, în care discutăm despre acest risc îngheț. Pentru astăzi o să luăm în calcul doar înghețul la cultura mare. Și aici voi încerca să detaliez condițiile de subscriere, perioada de când și până când se poate subscrie acest risc în funcție de tipul culturii, dar și cuantumul despăgubirilor care se pot acorda la apariția acestui risc. Văd că colegii dumneavoastră din regie deja mi-au luat un pic înainte, lucru care este foarte bun, ca să zic așa, să binevenit. Am încercat și o reprezentare grafică a riscului de îngheț, la ce înseamnă riscul de îngheț și acoperirile pe care le avem în cadrul produsului Agrar Basis. Dacă ne uităm pe graficul pe care l-au adus colegii dumneavoastră pe ecran, vedem diverse perioade. Putem să începem până la data, prima perioadă de acoperire ar fi până la data de 15 a 11-a, în care discutăm despre înghețul timpuriu de toamnă. Următorul risc este cel de îngheț cu începere din data de 15 a 11-a și se duce până în data de 31.03. Un al treilea risc, aici discutăm despre daunele combinate între îngheț și secetă final de iarnă. Aici acest risc trebuie să menționez că se poate asigura și se pot acorda despăgubiri doar în cadrul pachetului de reînsămânțare, un produs despre care am discutat în emisiunile trecute, și acolo vedem pe grafic că acoperirea pentru acest risc începe de la 0102 până la data de 3103. Iar ultimul risc, ca să zic așa, dar la fel de important ca și restul, este înghețul târziu de primăvară, cu acoperire din data de 0104 până în 3105. Cu alte cuvinte, dacă ne uităm pe acest grafic, vedeți că un fermier are o acoperire continuă de la plata primei de asigurare și până în data de 3105. Da, e important să cunoască fermierii noștri care sunt perioadele acestea în care practic sunt acoperiți de acest risc, și mă gândeam dacă în ultimii ani a crescut această daună, în sensul că au fost mulți fermieri afectați, sau au fost situații în care lucrul ăsta s-a petrecut mai puțin? Da, în ultimii ani am avut schimbări climatice destul de interesante. Nu am mai avut neapărat un îngheț clasic în perioada de iarnă sau acel îngheț timpuriu de toamnă,
De exemplu, în sezonul agricol trecut am avut un îngheț târziu de primăvară care a afectat destul de multe regiuni din țară. Haideți să procedăm în felul următor, dacă sunteți de acord. Aș vrea să detaliați fiecare risc în parte și care sunt condițiile de preluare în asigurare pe care trebuie să le îndeplinească culturile care se doresc a fi asigurate pentru acest risc. Mă gândeam că acum, fiind în plină toamnă și am observat cel puțin în zona noastră că anotimpul și-a intrat în drepturi de câteva zile, putem spune că noaptea și dimineața chiar sunt temperaturi destul de mici. Mă gândesc că oamenii vor să știe când începe acoperirea și care sunt cerințele minime pentru riscul de îngheț la cultura de rapiță. Da, sunt câteva cerințe pe care ar trebui să le îndeplinească aceste culturi. Iar pentru a fi cât mai explicit, am să structurez informația sub forma unor întrebări și răspunsuri. Cred că va fi mult mai simplu. Iar întrebarea standard pe care noi ne lovim în această perioadă, când începe acoperirea și care sunt criteriile minime pentru riscul de îngheț la cultura de rapiță. Iar aici lucrurile sunt foarte simple. Acoperirea începe la data de 15 noiembrie pentru cultura rapiță de toamnă, cu condiția ca plantele să îndeplinească două criterii, un diametru minim al coletului de 8 mm și o densitate de cel puțin 25 de plante pe metru pătrat. Dacă discutăm despre cerealele de toamnă, acoperirea începe la fel în data de 15 noiembrie, cu condiția că acestea să fie ajuns la stadiu de vegetație BBCH13, exact 3 frunzulițe, și să aibă o densitate minimă de 200 de plante pe metru pătrat. Ce se întâmplă dacă aceste criterii nu sunt îndeplinite? Lucrurile sunt simple. În cazurile în care densitatea sau stadiul minim de dezvoltare nu sunt atinse, fermierii nu sunt eligibili pentru despăgubiri. Cu toate acestea, dacă înghețul cauzează moartea iminentă a plantelor înainte de data de 15 noiembrie, aceste cerințe sunt eliminate. Cu alte cuvinte, la agroasigurări despăgubim inclusiv daunele provocate de înghețul timpuriu de toamnă, acel îngheț pe care l-am prezentat în graficul de mai sus. Presupun că de astfel de situații vă loviți destul de mult, ținând cont de variațiile astea de temperatură, de faptul că toamna vine câteodată pe neașteptate, am văzut și fluctuații și tot felul de diferențe majore între temperaturile de seară și cele de dimineață, iar de aici pornesc foarte multe lucruri greu de anticipat și de controlat pentru fermier și nu numai pentru fermier, că așa cum spuneam un pic mai devreme, lucrează în echipă, au diferiți parteneri pentru activitățile pe care le desfășoară. E de ținut minte faptul că veniți cu aceste soluții care, spun eu, chiar se potrivește și sunt personalizate, gândite în funcție de nevoile celor care ne văd și care ne urmăresc. Haideți să luăm 10 secunde de publicitate și după o să revenim. Un pas înainte reprezintă pentru noi încrederea partenerilor noștri în produsele oferite de Universal Group. Suntem partenerii cultivatorilor care își doresc produse de calitate. Am revenit în direct. Avizarea daunelor este un proces complicat sau un proces care se realizează destul de rapid, pentru că oamenii, din păcate, au această teamă, au această spaimă, cum că, nu mă refer la compania dumneavoastră, în general se întâmplă să dureze un pic mai mult până când dosarele sunt întocmite, avizate și după și soluționate. Ce se întâmplă în cazul
dumneavoastră în cazul companiei pe care o reprezentați, Agra Asigurări? La procesul de avizare al daunelor lucrurile sunt foarte simple. Aceasta se face în câteva minute, indiferent de riscul care a afectat cultura. Văd că aici colegii dumneavoastră m-au ajutat din nou. Vedeți pe ecran pagina unde se poate face avizarea daunelor. În situația producerii unei daune, fermierul poate să avizeze online pe www.agraasigurări.ro sau pe portalul Agraasigurări în termen de 4 zile calendaristice. Cred că am mai menționat și la emisiunile trecute, avizarea se face online 100%. Suntem un asigurator care ne-am digitalizat toate procesele de lucru în proporție de 100%. Ca procesul de avizare unei daune să fie rapid, clientul ar trebui să aibă la îndemână polița, mai exact numărul poliței, data și ora producerii evenimentului, date, bineînțeles, datele lui, numărul parcelei, bloc fizic, cultura afectată, suprafața în hectare și numărul de parcele afectate. Da, vreau acum să mai spuneți ce trebuie să conțină avizarea, pentru că oamenii întreabă și lucrul ăsta, ce date de identificare, ce alte lucruri trebuie să regăsească acolo. Lucrurile sunt simple, am menționat și anterior, datele poliței, pe fiecare poliță de asigurare este un număr. Acest număr trebuie să-l introducă în sistem, data și ora producerii evenimentului, cultura afectată și, bineînțeles, suprafața în hectare și numărul de parcele afectate. În funcție de aceste date, în momentul în care primim aceste avizare, știm cum să ne pregătim pentru sezonul de daună. Aici nu discut doar despre riscul de îngheț, discut în general. Aceste date ne ajută foarte mult în pregătirea procesului de evaluare și a echipelor care urmează să ajungă în teren. Bun, ce se întâmplă după ce se constată aceste daune? Ce urmează? Da, aici este un punct foarte, foarte important pe care ar trebui să-l discutăm. Dar înainte de a discuta despre evaluarea și condițiile de acordare a unei despăgubiri, cred că aș vrea să menționez un lucru. În cadrul condițiilor de asigurare avem introdusă toată informația despre care discutăm și o prezentăm în cadrul acestei emisiuni. Pe această cale aș vrea să invit toți doritorii să studieze condițiile de asigurare. Probabil că o să dureze un maxim 30 de minute acest lucru, dar la final vor ști cu siguranță despre ce este vorba sau vor ști ce întrebări să pună în cazul în care se întâlnesc cu reprezentanții Agraasigurări pentru subscrierea acestui tip. Aici, la fel, vedeți în partea dreaptă pagina Agraasigurări, unde se regăsesc condițiile de asigurare, nu doar condițiile de asigurare pentru produsul de asigurare Agra Basis, se regăsesc toate seturile de condiții de la produsele de asigurare Agraasigurări sau mai exact care se regăsesc în portofoliul nostru. Vis-a-vis de întrebările lansate, nu am să intru prea mult în detaliu și o să încep să enumăr, ca să zic așa, despăgubirile pentru tipurile de îngheț pe care noi le avem în portofoliu. Și am să încep cu primul risc pe care l-am prezentat și în grafic, înghețul timpuriu de toamnă. Despăgubirea este 20% din suma asigurată în limita 1200 de lei pe hectar. În cazul daunelor combinate între îngheț și secetă final de iarnă, la fel discutăm de 20% din suma asigurată în limita 1200 de lei pe hectar. Menționez din nou că acest risc sau acest tip de daune se despăgubește doar în pachetul de reînsămânțare. Următorul risc care este la fel foarte important, înghețuri din timpul iernii, unde discutăm la fel de 20% din suma asigurată în limita a 1200 de lei pe hectar. Și un lucru foarte important pentru aceste riscuri pe care deja le-am menționat, nu discutăm despre o franșiză, discutăm despre un procent de despăgubire
fix, mai exact 20% din suma asigurată aleasă de client, dar despăgubirea maximă nu poate depăși 1200 de lei pe hectar. Următorul risc este înghețul trâns de primăvară, unde despăgubim pierderea cantitativă aferentă parcelei afectate, dacă aceasta este de cel puțin 30%. La acest risc discutăm într-adevăr de o franciză care este 30% din suma asigurată a parcelei afectate. Bun, cred că sunt practic cele mai importante date pe care le puteți oferi telespectatorilor la momentul ăsta, ținând cont că sunt niște riscuri care urmează sau care vor veni iminent în anumite zone, iar compania dumneavoastră a luat în calcul și a creat aceste pachete, aceste soluții pentru acest îngheț despre care vorbeam la cerealele de toamnă și cred că e important ca oamenii să vină, să se intereseze, să colaboreze, să prezinte deschidere către genul ăsta de asigurări, nu de alta, dar e păcat să îți compromiți munca, cu atât mai mult cu cât știu că și prin AFIR, prin 17.1, o parte importantă a asigurărilor este susținută de către dumneavoastră, de către Agenția de Finanțare a Investițiilor Rurale. Mai avem la dispoziție cam un minut și jumătate. Haideți să recapitulăm un pic cele mai importante aspecte până la momentul ăsta. Ca și concluzie, în cazul nostru, acoperirea pentru riscul de îngheț este, asigură o producție extinsă și continuă pe toată perioada iernii pentru fermieri. Cred că asta este cel mai important lucru de menținut. La acest risc îngheț nu avem perioade neacoperite pe parcursul iernii. Cu acest risc ajutăm fermierii să-și reducă pierderile cauzate de acest fenomen extrem și la fel este foarte important ca fermierii să înțeleagă criteriile de acoperire și despăgubire pentru fiecare cultură în parte. Bun, haideți să luăm publicitate și revenim în câteva minute. Verben, numărul 1 în tratamentul T1.